Odată la două zile, un client este tras pe sfoară de taximetriștii bucureșteni. Aceasta este frecvența cu care se registrează plângeri la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Sesizările ajung și la Poliția Locală sau la cea națională, în funcție de situație. Celebra scuza taximetriștilor, nu a pornit aparatul de taxat. Iar la final de cursă cer 25 în loc de 10 lei, spun cei păgubiți. Mai grav este că unii au ajuns să fie agresivi cu clienții. Urmăriți un material filmat cu camera ascunsă. Și ce crezi că dacă sunt taximetriști e o problemă? Nu e rău. Și atunci? Și mai scrie o problemă? A, și dacă nu pune aparatul, era problemă mare pentru statul ăsta, nu? Vă spun sincer, nici dumneavoastră nu plecați la muncă fără să câștigați. E atât de simplu. De nenumărate ori, pasagerii s-au plâns că sunt agresați pentru că nu au vrut să plătească mai mult. Devine agresiv atunci când stă 3 ore, 5 ore într-o stație și vine unul și îl umilește. Pentru că e umilire, pe cuvântul meu, nu are. Dacă Nătan zice, merg și eu până la 13 septembrie, face 5 lei, îți dau și eu 7 lei. Eu nu te iau, Doamne Dumnezeule, pe tot limitul lumei. Mai bine asta... te iau degeaba. Păi te duc degeaba. Păi asta e muncă, nu e umilire. Dai atâția bani cât arată aparatul. Păi ce? Vezi cât arată aparatul? Și salariul de unde? Nimeni nu are salariu, crede-mă. Nu există salariu. Nu e colegul. Atunci de ce faceți meseria asta? Săptămâna trecută, un bărbat de 30 de ani a luat un taxi din centrul vechi. Voia să ajungă acasă, undeva în zona Gării de Nord. Inițial a fost refuzat de mai mulți taximetriști pe motiv că distanța este prea scurtă. În cele din urmă, un taximetrist a acceptat, însă când s-a urcat în mașină, tânărul a fost informat că îl va costa 25 de lei cursa. Iritat că la destinație clientul i-a plătit doar 10 lei, suma indicată de aparat și a cerut și bon fiscal, taximetristul l-a lovit cu o bută de baseball. Este vorba și de tentativă de evaziune fiscală, fiindcă taximetristul în mod normal pe baza aparatului trebuie să elibereze un bon fiscal. Vorbim de infracțiunea de loviri și alte violențe și nu în ultimul rând de port ilegal de armă albă. Șoferul nu a fost încă identificat de polițiști. Clientul a oferit indicativul mașinii, dar reprezentanții firmei de taximetrie spun că numărul respectiv nu a fost niciodată înregistrat în companie. Astfel de cazuri sunt la fiecare colț de stradă. Da, am pățit am avut o problemă cu un taxi care nu mi-a dat bon de condas, că nu mai are. De fapt, m-a și ocolit, eram cam nervos, m-a și ocolit față de unde trebuia să ajung acasă. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii au făcut controle în zona 5 aeroporturi din țară pentru verificarea activităților de taximetrie. Au fost aplicate peste 60 de sancțiuni contravenționale și au fost retrase 10 certificate de matriculare pentru defecțiuni tehnice.